Astăzi voi vorbi despre speranță, despre ce înseamnă să ai speranță. Și ca să începem, aș vrea să vă propun un exercițiu de imaginație. Aș vrea să vă propun să închideți ochii. Închideți ochii. Nu e greu. Și încercați să vă gândiți cum arăta lumea voastră atunci când erați mici. Câte speranțe aveați, câte vise, câte lucruri clădeați împreună, câte clădeați, câți munți dărâmați. Câte speranțe vă puneați în orice vroia să faceți. Și amintiți-vă că înainte de a clădi orice, aveați speranță. Speranța care vă făcea să zâmbiți, să știți că veți putea, speranța că va fi bine. De mici, noi am avut în noi speranța, speranța că va fi bine. Acum deschideți ochii și uitați-vă un pic în jur. Suntem oameni mari, am ajuns oameni responsabili. Suntem atât de ancorați în nebunia asta zilnică, în furcile astea caudine ale vârtejului cotidian, încât dacă ar fi cu ochii minții să fim sinceri cu noi înșiși și să ne uităm, am scotoci acolo și am vedea că nu mai prea e speranță, nu? Am vedea că, din păcate, speranța aia copilărească care ne prindea atât de bine, treptat a fost înlocuită de tot felul de alte sentimente. Și e păcat. Noi, la ora actuală, mă gândeam, facem parte dintr-o generație extrem, extrem de norocoasă. Am văzut mult mai multe lucruri decât toți strămoșii noștri. Am călătorit, călătorim. Suntem educați, citiți, cultivați, avem acces la orice, lumea întreagă, la modul propriu, prin digitalizare ni s-a deschis. Avem acces oriunde. Suntem, la modul propriu, cea mai bună versiune a umanității de până acum. Și cu toate astea, ce văd eu uitându-mă în jur, văd tot mai mulți oameni nemulțumiți. Avem toate motivele să fim fericiți, trăim cele mai bune vremuri, indiferent cât de tumultoase ar fi. Avem acces la cele mai noi inovații, cele mai noi tehnologii și cu toate astea suntem nemulțumiți. Nu știu, am senzația cumva că noi pierdem esența vieții. Uităm să fim fericiți, uităm ce înseamnă speranța. Mă uit în jur și sunt curioasă dacă și voi gândiți la fel sau nu, și mi se întâmplă să văd foarte mulți oameni care au toate motivele să fie fericiți. Sunt sănătoși, au familie, au prieteni, au iubire, au carieră, au tot ce își pot dori. Sunt sănătoși. Și cu toate astea sunt nemulțumiți, nu mai știu să-și păstreze pasiunea, nu mai știu să zâmbească, nu mai știu să-și păstreze speranța. Există acea nemulțumire care tot mănâncă din ei. Mai mult, ajung să fie un pic iritați de cei care au energie, entuziasm, prea multă efuziune, în loc să înțeleagă că acele persoane poate doar vor să le transmită energie și speranță. Cumva ajung să nu mai știe să fie fericiți. Și asta nu e o percepție a mea. Dacă vă uitați pe statisticile oferite de Organizația Mondială a Sănătății, la ora actuală în lume, depresia este a doua cauză a mortalității. Și pentru mine e cumva un paradox, pentru că persoane sănătoase, care la modul propriu au toate motivele să fie fericite, ajung să trăiască o viață bolnăvicioasă, o viață tristă, o viață în care nu mai au speranță. Eu personal, cumva am norocul să fiu structurată ca o persoană extrem de pozitivă și extrem de optimistă. Și aș vrea să cred că am reușit să îmi păstrez speranța tot timpul. Dar cu toate astea, vă zic sincer, oricât de ciudat ar suna și oricât de contradictoriu poate, pentru mine să învăț ce înseamnă cu adevărat speranță a fost în momentul în care, după aproape 20 de ani de multinaționale, am decis să mă alătur echipei Hospice, pe care o conduc de aproape 2 ani. Și credeți-mă, Hospice a fost locul în care eu am învățat cel mai bine ce înseamnă speranță. Și am avut cei mai buni profesori. Aceia care nu mai au speranță. Noi la Hospice ne ocupăm de îngrijire paliativă. Suntem, cu mândrie o spun și totodată din păcate, singura organizație din România care oferă servicii paliative complete. Asta înseamnă servicii adresate copiilor și adulților care se luptă cu o boală incurabilă și cu prognostic limitat de viață. Pentru adulți ne adresăm doar celor bolnavi oncologici, în faze avansate, chiar terminale, iar pentru copii, orice fel de copil care are o boală ce îi limitează viața. Boală rară, cronic-degenerativă, distrofii musculare, tetraparize spastice, fibroze chistice, orice îi limitează viața, noi îl adresăm. Teoretic, toți acești oameni, sunt, de fapt, din păcate, trebuie să încep cu partea practică.
practic, toți acești oameni sunt respinși de sistemul medical din România. De multe ori și de societate, copiii și de sistemul educațional. Teoretic, ei sunt cei care nu mai au nicio speranță. Pentru că sunt bolnavi incurabili cu prognostic limitat de viață. Și credeți-mă, ei sunt cei de la care învățăm cel mai bine ce înseamnă speranța. Apropo de speranță, celebrul om politic și poet Havel spunea că speranța nu este totuna cu optimismul. Pentru că speranța nu este convingerea că, indiferent ce se va întâmpla, va fi bine în final. Speranța este că siguranța pe care o ai, că ce se va întâmpla, va avea un sens în cele din urmă. Iar noi asta încercăm la hospice, să dăm un sens oamenilor care trec pe la noi. Și cumva, apropo de ce am învățat eu în hospice, este așa o antiteză interesantă de analizat, zic eu, de fiecare dintre noi, pentru că spuneam acei oameni sănătoși care parcă nu mai știu să trăiască și să îndrăgească viața, iar la hospice vorbim de oameni care au un prognostic limitat și cărora sperăm că reușim să le trezim pofta de viață, oameni care ajung să aprecieze fiecare clipă, să trăiască, să iubească, să fie fericiți, să aprecieze cu adevărat ce înseamnă viața. De exemplu, dacă invit pe oricare dintre voi să vină să ne viziteze la centrul nostru din București, de pe malul lacului Plumbuita, când intrați la noi la pediatrie, e o ușă mare pe care scrie tărâmul magic. Și credeți-mă că e un tărâm magic. E tărâmul în care copiii noștri, sub o formă sau alta, am întrebat pe toți de ce le place să vină la hospice. Și cu cuvinte diferite, toți mi-au zis același lucru. E singurul loc în care ei se simt copii normali. Singurul loc în care au speranță, până la urmă. Și când intrați la noi la pediatrie, o să vă uimească plăcerea și bucuria de viață care există acolo. Avem și un afiș mare cu copacul dorințelor, în care copiii au scris fiecare ce dorințe au. Și e interesant pentru că nu-și doresc mașini, am doi copii, deci știu ce-și doresc copiii. Nu-și doresc mașini, jucării, gondole, PS3-uri sau mai știu eu ce. Își doresc niște lucruri pe care noi, cei care suntem norocoși și le avem, le uităm și nu le mai apreciem. Cei mai mulți dintre ei își doresc să meargă. Își doresc unii să zboare, să joace fotbal, dar cei mai mulți își doresc să meargă. La prima vedere pare ceva atât de for granted încât uităm să apreciem. Și atunci, apropo de speranță, vă întreb ce faci, ce îi spui unui copil care n-a mers niciodată și care știe că nu va merge niciodată și care spune că își dorește să meargă. Eu asta am învățat la hospice, că până la urmă speranța înseamnă, indiferent de situația în care ești, să încerci să găsești acel sens și să găsești o cale ca să îndeplinești acest sens. Noi la hospice, de exemplu, pentru aceste dorințe destul de arzătoare ale copiilor, am implementat un proiect în care utilizăm cele mai noi tehnologii și VR-ul. Am făcut un tech room și nu numai că îi ajutăm să meargă, ei zboară. Și credeți-mă, momentul în care le pui pe ochi o cască de VR, uită de patul în care sunt, uită de scaunul în care sunt și ajung să zboare, să se joace cu dinozaurii, să meargă deasupra orașelor vechi, să facă tot felul de aventuri, ajung în final să găsească și să-și regăsească speranța și să-și deschidă o lume întreagă. O lume care poate în afară li se închide. Până la urmă asta contează, să-i ajut să-și deschidă o lume întreagă. Și vă ziceam prin comparații, mi se pare atât de păcat să nu știm să apreciem ceea ce avem față de cei care nu au. Apropo de speranță, eu la hospice am mai învățat un lucru, faptul că până la urmă speranța este cea mai puternică forță din lume, este cel mai puternic sentiment pe care îl avem, este cumva, aș zice, cea mai puternică forță motrice a lumii și încă un lucru foarte important, e gratuită, nu ne costă absolut nimic. E gratuită, e la îndemâna oricui și nu rănește pe nimeni. Nu ne rănește pe nimeni, nici pe noi, nici pe ceilalți. Ca tare, utilizați-o cât mai mult. Găsiți-o în orice mici gesturi care sunt sau nu semnificative. Găsiți-o și dați-o mai departe. Noi până acum am reușit să ajutăm peste 26.000 de pacienți prin servicii complet gratuite, dar mai departe de serviciile medicale, spirituale, psihologice și sociale pe care le oferim, cred că e cel mai important faptul că oferim această speranță. Eu conduc Fundația Hospice, dar nu am pregătire medicală. În schimb, din păcate, am o experiență personală, ca mulți colegi de-ai mei, care m-a făcut să înțeleg ce înseamnă să nu mai ai speranță și ce înseamnă lipsa cuiva care să fie lângă tine, atât pentru pacient, cât și pentru familie.
ce înseamnă ca rănile să-ți rămână acolo și timpul să nu le vindece. Și ăsta e un alt lucru pe care l-am învățat la hospice și vă sfătuiesc în măsura în care puteți să faceți acest lucru. În măsura în care puteți, vindecați-vă rănile. Pentru că toate rănile, toate suferințele care rămân nu o să treacă, ci doar o să se adâncească. Ăsta e un lucru în care l-am învățat în hospice și vă zic sincer că l-am învățat de la un pacient care mi-a fost foarte drag. Un pacient care în ultimele clipe ale vieții lui a decis să se căsătorească cu doamna pe care o iubea de 22 de ani. A fost o nuntă la hospice foarte frumoasă, o nuntă în care am avut de toate. Am avut colegii de cameră nuntași, am avut limuzine, scaunele cu rotile, am avut buchet, am avut inele, am avut de toate și am avut foarte multă dorință de viață și dorință de iubire. Și a fost momentul în care am realizat cât de important e fiecare clipă să ți-o trăiești cu speranță și cu iubire și cu dedicare. Eu am fost suficient de norocoasă să fiu nașa acestui cuplu. Finuții mei au fost niște oameni extraordinari și mi-au lăsat lecția asta. Faceți pace cu trecutul, vindecați-vă toate rănile, pentru că altfel se adâncesc. Și mi-au mai lăsat o lecție importantă. Indiferent în ce moment intervine acest lucru, apreciați iubirea pe care o aveți. Că iubire de copii, de semeni, de colegi, de oricine, apreciați iubirea, pentru că în final asta veți lăsa în urmă, iubirea. Revenind tot la speranță, sunt multe de zis. V-aș invita să veniți la noi ca să vedeți cu adevărat ce înseamnă speranța, dar o să vă zic mai bine câteva cuvinte ale fondatoarei Mișcării Paliative, care spunea: "You matter because you are you and you matter till the very last moment of your life and we will do all we can to make that life as good as we can." Pentru că în final cred că asta trebuie să învățăm cu toți, indiferent de situațiile de viață prin care trecem, că e important să ne menținem speranța, pentru că prin speranță vom reuși să trecem peste absolut orice.